zona în care ne facem bilanțul satisfacțiilor din acești ani și ne gândim cu speranță la viitor. Vă mulțumesc tuturor pentru rezultatele foarte bune, pentru maturitatea și responsabilitatea de care ați dat dovadă, pentru loialitatea și interesul față de școală, de școala post-liceală sanitară Moldova Roman. Pentru gândurile frumoase, voia bună, pentru că ați demonstrat că noi cei de la școala post-liceală sanitară Moldova Roman suntem o echipă unită și confirmăm faptul că școala este a doua familie. Sincere felicitări promoției 2021 de la Școala Post-Liceală Sanitară Moldova Roma. Mulțumim! Suntem o promoție valoroasă și niște copii minunați. Stați că știți telefon. Așa. Deschidem-o. Dacă nu, încheiem. Nu stați așa o dată, că am mai spus ceva. Sunteți o promoție valoroasă și niște copii minunați de care ne mândrim. Să aveți mult succes la examenul de competențe profesionale, să fiți admiși, vă doresc un viitor lipsit de griji, presărat cu bucurii și realizări care să vă lumineze sufletul. Să vă bucurați mai mult de lucrurile simple, de anii petrecuți alături în această unitate de învățământ, să vedeți mai des partea plină a paharului, să vă pregătiți mai mult pentru a fi și mai valoroși, să străbuciți aproape de oameni luminoși, să vă gândiți mai mult la oamenii dragi din jurul vostru, să fiți uniți, să fiți buni, să aveți încredere în voi și realizarea visurilor voastre, să iubiți, să fiți iubiți, să nu uitați, să zâmbiți mereu. Vă doresc succes la examenul de competențe, o viață împlinită și fericită tuturor. Mult succes, promoția 2021! Dragii noștri absolvenți, stimați colegi, stimați părinți sau copii, dacă avem pe aici, aș vrea să vă transmit un gând bun acum când am ajuns la final, când pentru prima oară sună clopoțelul, să spunem așa, și vom citi pentru ultima oară catalogul. Aș vrea întâi să vă transmit un gând bun, toate urările de la domnul președinte Popovici și vă rog să-l scuzați pentru că starea de sănătate nu i-a permis, este prima dată când nu reușește să ajungă la o asemenea festivitate. Au trecut trei ani grei, mai ales acești ultimi doi ani când a trebuit să lucrăm mai mult online. Și cu toate acestea ați reușit, v-ați pregătit, ați intrat pe platformă, am reușit și noi, cadrele didactice, care nu avem așa prea mult de-a face cu calculatorul, am reușit să fim alături de voi, am reușit să strângem împreună bucurii în acești trei ani. Sperăm ca ceea ce ați învățat acum să folosiți în viitor, pentru că a fost simplu, a fost greu într-adevăr, dar a fost simplu totuși să treceți acești trei ani. Va fi mai greu de acum înainte, urmează examene, examenul de competență, care spre bucuria noastră nu va fi chiar așa de greu, urmează în schimb examene pentru a reuși să ajungeți acolo unde doriți. Deci ați ales o profesie foarte frumoasă, o profesie de care toți avem nevoie în viitor și aș vrea într-adevăr că atunci când mergeți în spital să nu uitați ceea ce ați învățat la școală, să nu uitați să fiți empatici, să fiți alături de bolnavi, așa cum ați fost în perioada de practică.
pentru că cel care este pe patul de spital poate fi mama voastră, poate să fie fiica, puteți fi voi sau noi cei care v-am pregătit cei 3 ani. Sperăm că rezultatele la examene vor fi foarte bune. Dorim să nu uitați școala unde ați învățat, să treceți din când în când și pe la noi și să ne spuneți ce rezultate ați obținut. Ne bucurăm de fiecare absolvent, ne bucurăm de copiii voștri care cresc alături de voi și sunt sigură că le veți transmite și lor dragostea de carte, dragostea de o meserie nobilă, așa cum este meseria de asistent medical generalist. Din tot sufletul vă doresc succes la examene, sănătate și să ne întâlnim cu bine! După atâtea ore frumoase de la doctorul și de la doamna director, ce aș putea să vă mai spun? De când vă felicit din toată inima pentru că ați ajuns la finalul celor 3 ani și îmi doresc din tot sufletul să vă văd în sistemul sanitar și să aplicați tot ceea ce ați învățat în teorie și în practică. Mulțumesc conducerii școlii pentru susținerea din cei 3 ani, mulțumesc cadrelor didactice pentru susținerea din cei 3 ani și, după cum a spus și doamna director, sunteți, cred că, deja conștient că v-ați ales un drum care nu este deloc ușor. Iar pandemia din ultimul an ne-a arătat cât de important este să ne mobilizăm în situații care, pentru noi, aș putea spune, a fost cumva ca la război. A trebuit să ne înarmăm și să plecăm la luptă cu un virus necunoscut. Vor apărea, probabil, și alte situații asemănătoare cu cea de acum. Au mai fost și alte situații în anii din urmă. Sistemul sanitar mereu s-a mobilizat și a făcut față și sunt sigură că dumneavoastră, care sunteți viitorul sistemului sanitar, veți face același lucru și ne punem foarte mult nădejdea că veți face același lucru, pentru că oricare dintre noi poate deveni la un moment dat pacient și bineînțeles că mă uit acum la dumneavoastră și mă gândesc așa cum ar fi să aveți grijă de noi din toate punctele de vedere, pentru că noi știm că avem 14 nevoi fundamentale și asistentul medical trebuie să fie extrem de bine pregătit pentru a îndeplini pe toate. Vă doresc foarte, foarte multă putere, pentru că veți avea nevoie în sistemul sanitar și cred că sunteți conștienți că greul abia de acum începe. Mai aveți de trecut încă un examen foarte greu de absolvire, vorba de examen de certificare a competențelor și, bineînțeles, încă un examen care, după cum ați văzut, este foarte greu de angajare în spital sau unde veți alege dumneavoastră. Încă o dată vă doresc mult succes și îmi doresc din tot sufletul să devenim colegi. O să strigăm clasa, mai exact catalogul, pentru ultima dată. Deși vă spun că vom mai fi această strigare, pentru că noi ne vom mai vedea până în luna august, dar acum este totuși catalogul strigat pentru ultima dată, cu absolvenții. A Giugioaie Mădălina, ești, ce să zic, radiezi, ești minunată. Mi-aș dori să ajung pe mâinile tale și să mă îngrijești, pentru că ai dat dovadă de atât de multă muncă, de atât de multă conștiinciozitate. Ești extrem de empatic, ești ceea ce are nevoie sistemul sanitar și îți mulțumesc că ai ales școala posticeală sanitară în Moldova. Și vă mulțumesc! Mulțumesc! Agopșa Antoneta. Voi veni eu în locul ei. Astăzi urmează să aibă operație. Ne pare rău și dori multă sănătate. Poți să te pui în locul ei? Mult succes! Da,
Tatiana și e foarte mare. Zi de zi am trebuit să postez pentru colegi, de la toți profesorii, mult succes și să rămâi în continuare atât de perseverentă cum ai fost în cei 3 ani. Succes! Pălan Petrică! Mult succes și felicitări că ați ales această școală! Dați tot ce puteți în atestația dumneavoastră. Vă las și Vlad Ionuț. Elevul nelipsit de la școală, bravo! Felicitări! Felicitări! Băiatul meu! Mult succes, te așteptăm în sistemul sanitar. Nu crește parte de noi. Barban cu Maria Magdalena. La fel, de asemenea, o elevă care zi de zi a fost la școală, la toate activitățile, la practică. Îți dorim mult succes și nu uita de noi. Să nu stați departe de examene, pentru că materia se va pierde cu timpul. Accesați cât mai rapid toate examenele care se vor scoate, toate posturile. Beciu Daniela. Stați un pic să vă trag și asta, ca să nu pierdeți pe drum. Mult succes și să rămâneți în continuare la fel de muncitoare și persistente. Botezatul Elena Andreea. Doare de conștiincioasă și de liniștită, de care cu siguranță are nevoie sistemul sanitar. Mult succes! Urlatul Alicia! Mult succes! Și să ai în continuare rezultatul acela. Ciobanul Claudia! Mult succes vă doresc și în continuare să te facem în profesor. Ciorlei Andreea. Mult succes vă doresc și felicitări. Mulțumim și noi. Blimentovski Radisa. Și, de asemenea, vei fi o bucurie și pentru sistemul sanitar, ca angajat. Mult succes, are colegă. Polipsă Lucian. Dacă ești deja în sistemul sanitar, deci ce-ți mai rămâne să mai faci un singur pas, nu? Mult succes, Lucian. Crețu Mihaela. Mult succes și felicitări și mă bucur că v-ați implicat foarte mult în activitățile școlii. Dicu Marina. Dumneavoastră, la fel, mai aveți un pas, sunteți deja în sistemul sanitar, sunteți foarte aproape, așa că vă doresc mult succes să ajungeți pe postul care vă doriți. Bravo, Mircea Cecilia! Vă felicităm pentru că ați ales această școală, cu atât mai mult cu cât uneori știți că oamenii spun la vârsta asta, felicitări, că ați dovedit că se poate. Felicitări! Mult succes! Vă iubesc pe toți colegii! Mulțumim!
Bravo! Pentru ce te-ai mult sau fost, e echipa este unită. Iacob, Ioana. Mult succes vă doresc și să vă ajute Dumnezeu să fiți înainte de toate și cea care va oferi fetița în tatu primul ajutor fetiței, soțului și tuturor celor dragi. Bineînțeles, tuturor pacienților. Mult succes! Mulțumim și noi pentru cât v-ați implicat și pentru prezența la școală și pentru munca pe care ați dat dovadă în cei 3 ani. Mult succes! Dragi colegi, iată-ne, ajungi la final.
Este clipa în care ne luăm rămas bun de la această școală. Am pășit cu speranță și bucurie, încrezător în noul drum pe care avem să-l parcurgem. Era pentru noi o lume nouă pe care așteptam să o descoperim. 3 ani au trecut însă, parcă prea repede. În acești ani de studiu, am muncit alături de profesorii noștri care ne-au îndrumat pașii și care ne-au susținut atât ca dascăl, cât ca și prieteni. Ne-au ajutat atât în formarea noastră intelectuală, cât și în cea umană. Ne-au pregătit să fim oamenii de mâine. Vreau să vă mulțumesc acelor de la secretariat, tuturor celor care, într-un fel sau altul, și-au adus contribuția la succesul nostru. De asemenea, vreau să mulțumesc corpului profesoral pentru răbdarea, profesionalismul și dedicarea cu care ne-au instruit în acești ani. Acestea fiind, dragi colegi absolvenți, vreau să vă urez mult succes în tot ceea ce veți face. Capul sus și nu în ultimul rând, să aveți încredere că totul va fi bine. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Să vă mânăm și noi o diplomă de excelență. Nu permite să vă ținut cu orala și m-am spus un singur lucru.
faceți această școală pentru a vă face un viitor. Iar în momentul în care mă uit acum la dumneavoastră, cu toate informațiile transmise, pot să spun și conducerii școlii și cadrul didactice că am curajul de a mă lăsa să mă îngrijiți dumneavoastră. Așa de frumos! Și conducerea și doamna dirigintă și doamna directoare, să nu uitați să treceți de la școală, să nu uitați să ne mai contactați exact cum ați făcut în decursul celor 3 ani de zile, da? Când aveți o problemă, imediat ne contactați și ne anunțați, da? Vă urez mult, mult succes și toată! Domnișoara doctor Felicica. În primul rând, este prima dată când particip la un seminar cu festiv în calitate de profesor. Sunt foarte onorată și emoționată în același timp. Felicitări tuturor pentru munca depusă, pentru efort, pentru devotament, pentru tot ceea ce ați realizat până acum. Sper la mai multe succese pe mai departe și să ne faceți să fim mândri de dumneavoastră, așa cum suntem acum. Și doamna asistent, Matei Niaia. Mă bucur că ați reușit să încheiați acești 3 ani de școală. Nu sunt ușori, nu sunt, eu știu, simpli, dar să știți că ce urmează de aici înainte este foarte important. Absolvirea examenului de sfârșit și acum admiterea unui examen pentru ocuparea postului de asistent medical. Cu ocuparea postului de asistent medical se concretizează cea munca fiecăreia în parte, la ceea ce ați muncit până acum. Bineînțeles. Și viața și urmează cursul. Ce pot să vă spun decât mult succes la examen și în dedicații în meserie. Și în același timp să fiți alături de pacient pentru care nevoie de oameni tineri, de suflete tinere și de oameni cu pricepere. Dacă avem toate astea, putem face, ne putem face meseria. Succes și vă mulțumesc! Mereu cu zâmbetul pe buze, ori de câte ori am fost în practică și m-am urmărit, este domnul Cărpuș Teo. Încercam să fiu mult mai scurt decât Ciprian, vă urez în examenul care urmează și vă aștept cât mai repede la pasul bolnavului, fiindcă avem nevoie de ajutor acolo. Ați înțeles, urmați exemplul dumnealor, lucrează în sistem, vă doresc succes, felicitări, iar în viață să fiți feriți de toate necazurile și să aveți numai felicitări și mult, mult succes! Să nu uităm, tot din conducerea școlii face parte și secretariatul, din care va lua cuvântul domnul Cârmaciu. Mulțumesc mult! Și vreau să vă mă bucur că
pandemie, care nu ne-am mai întâlnit într-un colectiv. Cum ați zis și doamna Matei, să știți că greul de acum începe. Deci vă doresc mult succes, să vă angajați toți în spital, la doctorii de familie, unde găsiți. Că odată ce practicați, nu se uită meseria. Dacă stați mulți ani de zile fără servici, e mai greu după aia să... Eu vă doresc mult succes și numai bine! Dar felul cum arată echipa unită, eu sper că toți o să găsiți servici și o să lucrați în mediul sanitar. Mult, mult succes! Ca o parte dintre voi să vină colegi cu noi și să predați alte promoții, așa cum o face doamna dirigintă, care este absolventa școlii noastre, și Teo, care de asemenea este tot absolventul școlii noastre. Eu cred că ați avut o doamnă dirigintă care pe parcursul celor 3 ani nu este suficient să mai spun eu, vă învățat de la bine la rău, de felul cum trebuie să vă vorbiți, cele 14 probleme fundamentale și sper că urmați exemplu. Este un exemplu pentru școala noastră, cât și pentru dumneavoastră. Elevele de la anul 2 cu cea mai mare medie. Sperăm ca în continuare să aibă tot la fel de mari medii pentru a rămâne, pentru a ajunge, mai bine spus, șefii de promoție în anul 3. Oana Tăscăliței și Cristina Pacur. Șefa de promoție care va înmâna și cheia succesului celor două elevi de la cele două clase de anul 2, asistenți medicali generaliști. Șefa de promoție este Clementovski Larisa. Larisa, în continuare să rămâi la fel de motivată, de muncitoare, de determinată și, bineînțeles, cel mai mare medii să obții și la examenele de angajare. O să le invit și pe cele două colegi de la anul 2. Nu o mai spun numele, că te emotizat putea să... dar nu că-l mai știu. O să numesc ei șefii de promoție cu rugămintea să o mânesc mai departe celor două elevi de la anul 2A, aste medical generalist, și anul 2B, aste medical generalist, Oana și Cristina. Un simbol al valorilor acestei instituții de atâtea generații. Și eu vă doresc și chiar vă rog din suflet să fiți mai buni ca noi și să duceți prestigiul acestei instituții. Vă doresc succes! Și dacă doreți un sfat, noi suntem cu brațele deschise. Că am fost prezenți, invitați la cursul dumneavoastră festiv. Vă mulțumim din suflet pentru șansa pe care ne-o acordați de a învăța zi de zi, pentru sfaturile extrem de prețioase pe care ni le-a acordat și sperăm să fim în continuare demni de această cheie. Vă mulțumim! Mulțumim și noi! Eu am vrea
să zic mulțumesc colegilor că m-ați primit cu brațele deschise în acest an primitor și foarte mult. Mulțumim domnilor dirigiți, domnul Matei, care în primul an ne-a pus bazele celor mai de nevoie. Deci știam capitatele noastre. Mulțumim doamne dirigiți care ne-a învățat să fim empatici. Empatici cu cei de noi, cu mai ales cu bolnavul, dacă o să dea Dumnezeu să poate să în sistemul sanitar. Mulțumim domnilor profesori că ați fost îngăduitori, că ați rupt bariera asta elev-profesor, ați fost alături de noi și ne-au dat sfaturi părintești pe care le-am primit cu mare drag. Mulțumim conducere că ne-a oferit un loc. Un loc cum ne-am crescut, cum ne-am dezvoltat și ne-am făcut noi prieteni. Mulțumim! Și succes! Promoții domnilor! La o diferență foarte, foarte mică, avem locul 1, locul 2, locul 3, o diferență foarte mică de asemenea de șefa de promoții. Dacă ar fi fost aproape, atât de apropiate sunt mediile încât ar fi fost toate șefii de promoție, dar din păcate trebuie făcută o diferență, chiar dacă diferența este extrem, extrem de mică. Premiul întâi cu felicitările noastre, Andrei Georgiana. Nu mai bine. Poți să rămâi aici, Georgiana? Locul 2, de asemenea, vă spuneam, o diferență foarte, foarte mică, botezat cu Elena. Locul 3, deși eu aș spune locul 1, locul 1, locul 1, a Georgiei Mădălin. Felicitări! Mult succes! Mult succes! Să rămâneți la fel de determinate, la fel de muncitoare, de perseverente, pentru că am văzut în voi, într-adevăr, determinare. Am văzut de fiecare dată că chiar doriți să lucrați în sistem. Am văzut că chiar v-ați străduit și ați muncit în plus față de ceea ce vi s-a cerut la școală. Iar lucrul ăsta chiar mi-a umplut inima de bucurie, pentru că de fiecare dată, în fiecare generație, în momentul în care văd elevi că fac mai mult decât le se cere, mă bucur, pentru că exact așa veți fi și la locul de muncă. Veți fi atât de motivate să iasă treaba bine și veți face mai mult, numai să fie mulțumit pacientul. Dacă acum vreți să ne mulțumiți pe noi, sigur, acolo veți dori să mulțumiți pacientul. Și vă doresc mult, mult, mult succes. Chiar vreau să vă văd pe lista la primele examene, după ce veți avea diploma de absolvie. Mă refer la diploma din august-septembrie. Mult succes! Mulțumim! Din greșeală, la Copii Center s-au făcut alte diplome și s-au scris alte nume. Așteptăm să nu vă supărați. Patru dintre dumneavoastră vor fi strigați mai pe urmă. Deci încerc scuze, dar cei patru permianți nu s-au făcut diploma de mere. Va veni. Va veni. Important este să sunteți primiți. Da. De asemenea, avem un diplome de merit. Merit însemnând toată munca pe care ați depus-o în activitățile practice, în activitățile extracurriculare, în toate activitățile care s-au ivit la școală și în afara școlii, dar legate de acordarea primului ajutor. Cu drag vă dăm aceste diplome. De fapt, școala consecerea sanitară Moldova, conducerea școlii a decis să vă dea aceste diplome în semn de recunoștință pentru munca dumneavoastră, mai ales că de multe ori a trebuit să rupiți din timpul dumneavoastră și să veniți la activitățile pe care le-am avut dincolo de cele din orar, mă refer, da? Barbancu cu Maria Magdalena. Bineînțeles, aveți și voi aceleași diplome, dar chiar dacă sunteți la începutul alfabetului, le așteptăm, așa că, deci aveți aceleași merite cu drag, le spun de la început, dacă aveți aceleași merite, cele care ați luat
premiul 1, 2 și 3 și șefa de promoție, aveți cu siguranță aceleași premii, pentru că altfel nu ați fi ajuns pe aceste premii dacă nu ați fi muncit atât de mult. Vor ajunge și diplomele dumneavoastră, ne cerem încă o dată scuze, dar le veți primi tot astăzi. Acum le primiez, dar... Magdalena, mult succes! Sau Marina, cum o spunem noi, mult succes și mulțumim noi pentru tot ceea ce ați făcut, pentru toate activitățile în care chiar ați făcut în așa. Beciu Daniela Gina. Deci, fără ajutorul dumneavoastră, multe lucruri nu le-am fi făcut realizat dacă nu v-ați fi implicat cu adevărat. Mulțumim! Noi vă mulțumim! Mihaela. Mulțumim, de asemenea, mulțumim sunt pentru toată lumea care s-a implicat în toate activitățile. Felicitări! Cum să putem să uităm pe doamna Dicu, care ne-a organizat această întâlnire? Mulțumim frumos! Mulțumim pentru toată implicarea din cei 3 ani, că vă dați seama, eu v-am mulțumit special pentru că ne-ați facilitat ca astăzi să putem ajunge aici, dar asta e una din activitățile la care ați participat. Felicitări, mulțumim și dumneavoastră! Știți, uneori mai apelez la colegi și rog să-mi lase orele. Și la un moment dat rugam pe doamna Ciobanu să-mi lase orele și am spus zice, să te las să-i mai terorizez. Adică eu acum vă mulțumesc că v-am mai terorizat de multe ori, dincolo de orele care erau impuse în program. Iacob Alina Dian. Felicitări, mult succes! Andreea Lazăr. Andreea Lazăr nici așa cu burtică nu mi-a lăsat la greu. Dar diploma este pentru 3 ani de zile, dar bebi de un an. De mai puțin. Da. Deci, vedeți, am avut un avantaj învățământul online, nu? Morarul Nicoleta Cristina. Cristina, când ajungeam la școală, împreună cu echipa cu care s-au tot sfătuit ca să facă tot felul de activități, o vedeam muncind, bravo, felicitări, ești o mândrie pentru noi. Tamaș Daniela Alina. Face parte cu aceeași echipă de fetiță muncitoare, mulțumim, noi mulțumim pentru tot ce ați făcut în 3 ani. Topan Cristina Daniela. Mult succes! Și chiar mi-aș dori și în practică, și în practic, în activitatea profesională, când veți ajunge, mă refeream în practica cu pacienții, când chiar veți fi angajat, la fel de conștiincioase, să rămâneți la fel de uniți și să lucrați în echipă, pentru că e extrem de important. Vârf Angela. Care de fiecare dată când erau activitate, fac eu. Trebuie prăjituri, fac eu. Trebuie, nu știu, fac eu. Totul eu. Mulțumim. Felicitări. Doamna s-a dus și când nu era pe listă. Tocmai de asta primiți aceste diplome de merit, pentru că am văzut cât ați muncit și referate și mesaje, cât mi-ați trimis cu muncă, bravo, felicitări! Să știți, chiar îmi crește inima, chiar mă bucur foarte tare atunci când văd elevi că muncesc mai mult
de cât le sunt. Extraordinar de important lucrul ăsta. Am spus, sistemul sanitar, cum v-a spus și domnul Matei, și domnul Matei, și domnul Cărbuș, care sunt în sistemul sanitar, avem nevoie de dumneavoastră, avem nevoie la patru pacete, pentru că e mare, mare nevoie de oameni bine pregătiți, de oameni determinați, de oameni motivați să facă lucrul ăsta și empatici. Pentru că, vedeți, comunicarea este problema de bază acum în sistemul sanitar. Lumea nu se plânge de altceva, se plânge de faptul că e o deficiență pe partea de comunicare, așa că empatia va rămâne extrem de importantă și comunicarea, bineînțeles, cu pacientul. V-am spus asta de atâtea ori încât... Sigur. Ursan Mirela. Mulțumim pentru tot ce ați făcut în cei 3 ani, pentru toată implicarea, pentru toată activitatea dumneavoastră, curriculară și extracurriculară. Au venit și diplomele celor 4 elevi, Larisa Klimentovski. Ca să nu te mai văzut, am început cu numele mic, că numele celălalt mi-e greu să ți-l spun. Felicitări, mult succes și Doamne ajută, cum a spus dumneavoastră, să ajungeți cât mai repede în sistemul sanitar. Bineînțeles, eleva noastră, aș putea spune, cea mai muncitoare, fără să greșesc, din toată clasa, din 3 ani de zile, care zi de zi chiar a trebuit să facă eforturi suplimentare, să tot scrie mesajul pe grup pentru toată clasa și să susțină tot ceea ce însemna relații profesor-elev. Joiei, Mădălina Mihaela. Cine am face noi fără Mădălina, care s-a implicat foarte mult în atât de multe activități, care a fost mereu prezentă și dacă dădeam o temă, ea trebuia să mai pun încă 10 întrebări, să fie sigură că nu greșești. Dar lucrul ăsta mă bucură foarte tare și chiar îmi doresc să te văd acolo alături de pacienți. Botezatul Andreea. O fetiță atât de bine pregătită și atât de modestă, care îmi face o plăcere de fiecare dată să lucrez cu tine. Mult succes! Știți ceva de neagru? Veni probabil atunci când poate că am înțeles că are o problemă personală. Ce rugăminte avem? Să continuați cu jurământul, pentru că acum aveți diplomele în mână, da. Și va trebui să vă asumați acest jurământ. Nu uitați, jurământ. În numele vieții și al onoarei, jur să-mi exerc profesia cu demnitate, să respect ființa umană și drepturile sale și să păstrez secretul profesional. Jur că nu voi îngădui să se interpună în datoria mea și afaciere considerații de naționalitate, rasă, religie, apartenență politică sau stare socială. Voi păstra respectul deplin pentru viața umană, chiar sub amenințare, și nu voi utiliza cunoștințele mele private contrar legilor umanității. Fac acest jurământ în mod solemn